19, un nou jurnal. Războiul din Ucraina a intrat în a patra săptămână. Este a 23-a zi a invaziei rusești. Un cartier rezidențial din Kiev a fost bombardat în această dimineață. Rămășițele unei rachete doborâte au căzut peste un bloc. Un om a murit, iar alți 19, printre care și 4 copii au fost salvați dintre dărâmături. Explozii au fost și în Lviv, unde a fost lovită o fabrică de reparat avioane. Forțele aeriene ucrainene spun că zona ar fi fost lovită de 4 rachete de croazieră rusești trase din Marea Neagră de la câteva sute de kilometri distanță. Și Harkovul a fost bombardat din nou. O clădire de 6 etaje a unei instituții de învățământ superior a fost puternic avariată. Pare să fie un cămin studențesc. 2 clădiri rezidențiale învecinate au fost de asemenea avariate. Un om a murit și sunt și 11 răniți. Pe de altă parte, apărarea antiaeriană ucrainană anunță că a doborât un bombardier rusesc Suhoi 34 lângă Kiev. Între timp, încercările de a determina regimul Putin să oprească războiul continuă. Australia și Japonia au anunțat și noi sancțiuni împotriva băncilor și oligarhilor ruși, iar Joe Biden și Xi Jinping vor discuta astăzi la telefon. Despre cele mai recente evoluții din războiul ruso-ucrainean ne spune mai multe jurnalistul Digi24, Andrei Negusiu. Andrei, te rog, ce informații noi ai? Bună ziua! Atacul de la Lviv arată încă o dată faptul că armata rusă începe să vizeze tot mai mult zona de vest a Ucrainei, pe care până acum a fost cruțată de bombardamente, cum am văzut la Harkov sau la Kiev în aceste săptămâni de război. Ne amintim că a mai fost un atac în zona Lviv acum o săptămână. Ele sunt asemănătoare în sensul că armata rusă a folosit rachete de croazieră cu rază lungă de acțiune. De data aceasta au fost rachete trase din Marea Neagră, 6, spun ucrainienii, pe două dintre ele au reușit să le doboare înainte de a-și lovi ținta. Săptămâna trecută ele au fost trase din aer, au fost avioane care au decolat din Rusia și nici măcar nu au intrat în spațiul aerian ucrainean. Au tras asupra țintelor din zona Lviv, din afara Ucrainei. În acest fel vedem că într-adevăr există o schimbare de tactică. Știm că la Lviv, de exemplu, a fost lovit acum un hangar unde aveau loc reparații pentru avioane. În ceea ce privește restul zonelor, din nefericire, din nou au fost bombardate zone civile. Am văzut la Kiev că există într-adevăr din nou victime printre civili. Cum ai spus și tu, există un mor, 19 răniți. Acel cartier din Kiev unde au căzut rachetele. Din fericire, aproape 100 de oameni au reușit să fie evacuați din clădirea cea mai grav afectată. Și la Harkov, orașul atât de bombardat, există victime, un mort, 11 răniți. Acolo a fost lovită o clădire de 6 etaje. Toate aceste lucruri arată că, în ciuda semnalelor legate de dorința de negociere, Moscova continuă ofensiva și vedem că se concentrează pe partea aeriană, tocmai pentru că la sol toți experții spun că forțele ruse nu reușesc să avanseze conform planului. Pe de altă parte, faptul că există atât de multe victime printre civili face ca Occidentul să năsprească tonul la adresa Moscovei și, într-un fel, îl va avantaja probabil pe președintele american Joe Biden în conversația pe care o va avea mai târziu, în jurul orei 15, cu omologul său chinez Xi Jinping. Știm că Statele Unite ar dori o poziție mai de tranșantă a Beijingului față de războiul ruso-ucrainean. Până acum China a preferat să rămână în expectativă, a încercat să nu se amestece foarte mult în această situație, pentru că are o relație specială cu Moscova,
dar în același timp modul în care avansează războiul din Ucraina și mai ales faptul că atât de mulți civili cad victima atacurilor rusești, pune Beijingul într-o situație foarte delicată. Este tot mai greu să se delimiteze de această situație fără să condamne deschis acțiunile Moscovei. Am văzut însă că Beijingul în aceste 3 săptămâni a avut diverse schimbări de poziție, discrete, dar suficient de vizibile. Știm că la votul din Adunarea Generală a Națiunilor Unite, China nu a votat acea rezoluție, dar s-a abținut, deci nu a votat nici împotriva ei. Iar acum, când Rusia a încercat să promoveze propria rezoluție în Consiliul de Securitate, nu a avut nici măcar sprijinul Chinei. Ca atare, urmărim astăzi mai ales această discuție dintre liderii americani și chinez, pentru a vedea în ce măsură Statele Unite vor reuși să determine China să acționeze cumva cu o anumită presiune asupra Rusiei pentru a face ca Moscova să schimbe modul de operațiune în Ucraina. Până atunci, din păcate, vedem că într-adevăr bombardamentele continuă din vest până în est, inclusiv în zona capitalei Kiev.